Bună seara din nou, bine v-am găsit la Realitatea Sportivă Clujana, o emisiune în care invitat este Nasser Menasel, jucătorul echipei Universitatea Cluj, de asemenea Alin Șutea, jurnalist la Ziua de Cluj. Bună seara, vă spun amândurora. Seara. Nasser, cum te-ai acomodat la Cluj înainte de toate? Cum te simți aici? Foarte bine, mă simt foarte bine în oraș, în club. Tot cum? E ok. De cum ți se pare că stă cu alb-negru? Chiar foarte bine, îmi place. Ai fost printre preferații jurnaliștilor care au fost la meciurile universității, cele de acasă cu FC Brașov, unde ai fost declarat jucătorul meciului de unii jurnaliști, iar acum, de asemenea, ai fost printre cei mai apreciați jucători. Îți priește la Cluj? Nu am înțeles. Te simți bine să joci la universitate? Ai fost printre jucătorii cei mai apreciați? Asta nu e scopul meu în primul rând, dar mă interesează scopul echipă. Mă bucur că am un meci, dar mă bucur mai mult de victoria echipei. Noi am titrat recuperatorul. Știi, asta în România înseamnă oameni care recuperează bani de la cei care nu îi plătesc. Tu recuperezi mingi multe. Da, joc la mijlocaș, sunt mijlocaș la închidere. Rolul meu este să recuperez mingea de la adversar și să stopez acțiune de adversar. Câte recuperări faci pe noi, scuze-mă? Nu știu. Încerc să faci cel mai mult. Foarte multe, faci cele mai multe. Încerc să fac cât mai multe. Dar e un talent ăsta, ai antrenat lucrul ăsta, că prin asta te remarci în primul rând. Că asta e... Sau e natural. Asta trebuie să faci în teren, dacă îl faci bine, se vede. Îmi ziceai că rolul tău este să recuperezi foarte multe mingi. Într-adevăr, de exemplu, cu Urgiceniu ai recuperat chiar multe mingi, ai ținut bine în mijlocul terenului, dar am văzut că ai apărut bine și la finalizare. Ai avut și o bară, cum a fost faza aia. Ai apărut, cum să zic, așa a fost gândită faza sau pur și simplu te-ai nimerit și te-ai gândit să avansezi spre poartă? Nu, faza de bară... Dacă mi-amintesc bine, am recuperat mingea și am avut spațiu să mă duc spre poarta. M-am dus și am șutat. Din păcate, mingea a lovit bara. Mi-a ajutat și funda stângă la un moment dat când trebuie să vii să recuperezi și banda aceea. Rolul meu este să închide și culoare. De asemenea, pot să mă duc în partea stângă sau în partea dreaptă. Cum a fost meciul cu Urziceni pentru voi, jucătorii? Cu o săptămână, de fapt în săptămâna dinaintea partidei, se vorbea că postul lui Ionuț Badea ar fi în pericol în cazul unui egal sau unui înfrângeri. S-a simțit o presiune pe jucători din punctul ăsta de vedere? Nu cred. Pentru noi abordam fiecare meci cu același seriozitate și... Bine că a ieșit rezultat pozitiv. Da, a fost toată lumea s-a bucurat și un meci cu probleme pentru cardiaci, cel puțin până prin minutul 60. Da, și noi, și pentru noi în teren. Ați ratat foarte mult. Cum? A fost și o presiune prea mare? De asta te întrebam și de presiune. Nu. Că a fost o mulțime de ratări. Când ratezi, trebuie să te aștepte și adversar, să ai și lui ocazie și poți să dai și el gol, cum s-a întâmplat. Atunci, da, se poate spune că ați luat meciul mai ușor? Nu, în niciun caz. Nu cred că a văzut. Ați ratat cu poarta goală, practic. A ratat Claudiu. Era un fundaj rătăcit prin poartă și l-a luat la țintă. Am mai fost și bara ta și după aceea, la un moment dat, era să fie 2-0 pentru... Da, Mir. Corect, dar e cel mai... Și imediat s-a făcut 1-1. Scuze, că te-am întrebat. Da, corect. Dar cel mai important este că s-a văzut că echipa nu a cedat, a luptat tot timp până la final. Asta e cel mai important. Cum ați reușit să treceți peste șocul ăsta de 1-0, 2-1 pentru Urziceni? Doar că ați jucat sau v-ați îmbărbătat, ați discutat? Nu, când v-am zis, nu cred că... V-ați zis ceva Badea de pe margine? Da, și cel mai important este că echipa a început match foarte bine, cu multe ocazie și de la minutul 1 până la final am avut 9 ocazie și nu am cedat și la sfârșit au intrat 4 în poarta. Asta e cel mai important, nu? Dar cu toate că a fost așa o evoluție a scorului cu peripeții, să zicem, a părut că Unirea nu este un adversar foarte puternic.
Vouă cum vi s-a părut dintre? Da, corect, corect. Mi s-a părut până acum cel mai mică echipă care am jucat în retur, da? Nu se zice slab, că nu-mi place să zice că Unirea a fost slab. A fost așa, cu mai puțin calitate, dar am simțit și eu în teren. La ei cred că e o mare problemă, acum nu vorbim despre ei neapărat, dar condiția fizică, mi s-a părut că la final au căzut cu totul și putea să le mai dați încă 2-3 goluri fără probleme. Da, da, cred că titlul de meciul ăsta a fost multă ratare. Și poate un pic de moral. Adică ați câștigat și vă dă puțin moral pentru meciurile următoare. Da, 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 asta, da. E important că am câștigat și avem un moral important pentru match cu hotelul. Sunteți și mai liniștiți acum și în ceea ce privește lupta pentru evitarea retrogradării, totuși sunt 4 puncte acum față de prima echipă care duce în primul loc care duce în divizia B. Da, sigur, se face să avem și noi o gură de aer pentru lupta cu retrogradare, chiar dacă nu mă gândesc că niciodată că Cluj va fi în Liga 2. Anul, da, da, știu, dar cu grupul care avem, cu 25 de jucători de calitate foarte, foarte bun, ar fi păcat că cu Cluj. Cum ți se pare lupta pentru evitarea retrogradării? Cine sunt principalele echipe care au șanse sau, cum să le zicem, posibilitatea să retrogradeze? Oricine decât să nu fim noi, asta e scopul meu, să nu retrogradăm noi, să terminăm în obiectiv stabilit. Practic, acum, dacă ne uităm la clasament, sunt două echipe care par condamnate. Sportul, care are 10 puncte, și Unirea, care spunea și tu că ai simțit. Da, simțit, da, corect. Cei mai mici. Echipa mică. Da, cei mai mici dintre cei pe care ai văzut până acum. Dar și ei nu au și ei obiectiv să nu retrogradez, chiar dacă cred și eu că toată va fi greu. Toată lumea are. Sigur, dar cred și eu că va fi greu pentru ei. Pentru sportul, cred că e gata. Cum te simți să joci așa itinerant, se spune în românește? Adică să joci când la Alba Iulia, pe teren propriu, când la Bistrița, când la Mediaș. Se pare normal? E special, e greu pentru noi, dar un punct important este că suporterele noștri vine oriunde. La Alba Iulia au fost multe, au venit și acum la Bistrița și asta e cel mai important, că se simtem și noi tot timpul oriunde acasă și asta contează foarte mult pentru noi. Vreau să întreb de suporteri, cum ți se par suporterii universității? Excepțional. Mai bun decât la Botofen Internațional cu Tadea? Da, nu se compară cu celălalt club unde am fost eu înainte, suporteri de aici. Sau la Grenoble, unde ai mai jucat. Da, și la Grenoble a fost bine, dar cu Cluj e foarte bine. Mi-am notat aici unde ai mai jucat tu și de aceea te-am întrebat. Ai jucat 4 ani la Grenoble și un an la Rode. Da, numește? Da, Rodez, așa. Și ai câte meciuri în Liga 1 franceză? Am jucat doar în Liga 2 cu Grenoble, da. Am înțeles. Din România, unde te-ai simțit cel mai bine până acum? Sunt nou la Cluj, la orașul din Cluj, dar aici mi simt cel mai bine. Asta cu toate că și la Inter Curtea de Argeș ați reușit să vă salvați retrogradare destul de ușor, da. Să terminați pe 12, dacă... Locul 2 unde m-am simțit bine la Curtea de Argeș, la Pitești. Tot cu Badea, nu? 6 luni cu Badea. a fost bine cu Ștefan Stoica. Primele, m-am simțit bine la Pitești. Când băteați în deplasare și pierdeați acasă. Da, așa a fost. Dinamo, chiar în etapa a doua sau a treia. Da, așa a fost. Mare, da, bombă, da, la acea vreme. Cum te înțelegi cu Ionuț Badea? Cum ți se pare ca antrenor? Îmi place foarte mult de antrenorul nostru. Am plăcere să lucrez cu el, cu stafful lui. Și asta e important pentru... Care lucrează mult tactic, nu? Din ce am văzut chiar la fiecare antrenament, chiar și azi când a fost un antrenament mai ușor de recuperare după meci, totuși s-a lucrat cu mingea, s-a lucrat tactic. E genul de antrenor, nu, care pune multă bază pe... Eu am mare plăcere să vin la antrenament, să învăț lucrurile care se întâmplă în teren. Îmi place. Ai vizitat noul stadion pe care veți juca din toamnă?
Da, am trecut lângă. Foarte frumos. E și asta o motivație să rămâneți în Liga 1, să jucați pe noul stadion, nu știu, în fața 30.000 de oameni? Da, cred că va fi ceva foarte, foarte frumos să jucăm acolo. Crezi că se va umple stadionul? Sper. Am extras dintr-un interviu de-al tău ceva mai vechi. Ai venit în România și ai spus că se pare că există lipsă de profesionalism în fotbalul românesc comparativ cu Franța și multe scandaluri. Bine, nu vreau să te contrazic. Vreau să te întreb care e părerea ta acum. Unde ai văzut asta în primul rând? Pe internet. Da? Nu, lipsa de profesionism... nu știu ce să zic, dar într-adevăr simt puțin lipsa de profesionalism. Adică asta suntem și eu acum. În ce fel simți? Nu știu cum să vă explic. Acum, când am zis asta, că nu mai știu. Nu mai, cred că aici, cred că erai după sezonul de la Otopeni. Da, atunci e clar. Da, a fost clar. Acum față de atunci. Da, atunci a fost pentru mine un an catastrof. Ai jucat 19 meciuri, mi-am notat, în acel campionat și n-ai marcat niciun. Da, a fost, eu am vrut să plec din România după ani de la Otopeni. A fost foarte greu pentru mine în tot punct de vedere. Și financiar, nu mai ales. Cum? Financiar. Da, și financiar. Nu am fost plătit de multe luni și a fost ceva nou pentru mine de când am venit. Nu, înainte am fost plătit tot timpul la zi, nu aveam problem cu... După aceea, după episodul Otopeni, ai mai pățit lucruri de genul? Da, lucrurile s-au îndreptat după... Bine, nici la Pandurii mă gândesc că situația nu a fost foarte bună când a retrogradat sezonul trecut, financiar. Dar eu nu eram... Nu eram la Pandurii atunci. Iar acum când ai ajuns sau... Da, când am ajuns eu, situația financiară a fost ok. Dar până la urmă, de ce ai ales să pleci de la Pandurii? De ce am plecat de la Pandurii? Da. Într-un moment nu m-a plăcut oraș și am avut ocazie să mai lucrez cu Ionuț Badena și Luigi Maione și Dragoș, stafful lui, adică. Și eu mă înțeleg bine cu ei, atunci am ales să vin aici. Avem și alte posibilități să pleci în Grecia, dar am venit aici și nu regret. Ai fost primul transfer din această iarnă, din cei 7 sau 8 jucători care au venit la universitate, ai fost primul. Te-ai simțit onorat că ai fost prima țintă pentru... Pentru mine contez mai puțin asta, nu sunt lucrurile care au importanță pentru mine. Mi-ai spus înainte de misiune că l-ai sfătuit, sau am citit undeva, nu mai știu, că l-ai sfătuit pe Pele, mi-ai spus tu așa, că l-ai sfătuit pe Pele să vină la Cluj. Eu l-am zis să vină la Cluj. Eu l-am zis să vină în România, că tot jucători din Franța au cum o să reținere. Zic, da, o reținere vis-a-vis de România. Crede că nu știu, că nu e un țară frumos, bine, că viața nu e bine. Și eu l-am explicat că noi așa cum se aude, e frumos, viața e bună, calitatea de viață e ok. Și l-am zis să... Fetele... E însurat lui. Atunci a contat mai puțin aspectul ăsta, acest aspect. Dar l-am zis adevărul, ce credeam eu. Am citit undeva că îți place foarte mult de Makelele și de Deschamps, ăștia sunt idolii tăi. Da, da. Semeni cu ei, ai încerc să joci în așa fel încât să te apropii de jocul lor? Va fi greu, că... La vârsta mea, ei erau deja la Real Madrid sau... Mai ai vreun vis de ăsta să ajungi la mare echipă? Nu mai cred că eu să ajung eu la Real Madrid sau... Sunt realist și... Realist vorbind, la ce te gândești că va urma pentru cariera ta? Eu încerc să fac mizeria mea cel mai bun și unde ajung... Și aici e bine, de ce vrei să mă duci în altă parte? Să le spunem telespectatorilor care nu prind anumite posturi că în meciul Astra CFR scorul este 1-0 pentru Astra Ploiești, e minutul 84,
iar scorul a fost deschis de Strătil înaintea, în minutul 3 sau nu? La începutul meciului sau 8, așa, de vreme. Mâine e Madrid-Lyon, cu cine ții? Cred că nu se pune întrebare cu Lyon, bineînțeles. Care e ultima întrebare? Care e cel mai bun jucător din campionatul românesc, după părerea ta? Sunt mai mult pentru mine. Sunt mai multe. Spune care sunt. Cel mai sau printre cei mai? Nu știu, nu e unul care mi-a... care mi-a impresionat cel mai mult, dar sunt mulți jucători buni în campionatul român. Bine, îți mulțumesc foarte mult, emisiunea noastră se oprește aici, Nasser Menasel și Alin Șutea, invitații în această seară. Realitatea sportivă clujeană se încheie, priviți realitatea în ochi, sunt Ionel Lespuc, la revedere!